A, mă, e perpendicular și pe de prim, mă, tocmai, dar, că am arătat mai înainte, am arătat că de prim, mă, e perpendicular pe AC, deci A, mă, e perpendicular pe de prim, mă. A, mă, asta e perpendicular pe două drepte din planul de prim, de B, B prim, adică pe de B și pe D prim, mă. A, mă, e perpendicular pe tot planul. D, B, B prim, D prim. Deci A, mă, este chiar distanța de la A la plan. Nu? Deci, s-a ascuns aici teorema cerului perpendiculare și cu ajutorul ei am putut să arăta acest lucru. E, în final, la punctul B, hai să departem asta. Că am făcut aria. Da. Redactăm și punctul B. Punctul B. Ce le vorbește? E Luna? Vrei să vorbești? Mm-hmm. Hai. Am perpendiculare pe D. Deci, zice așa, A, B, C, D, pătrat. Rezultă că A, C, e perpendiculară pe D, P. A, C, intersectează pe P. Și punctul. Egal cu punctul. Asta va face de punctul E. Atunci înseamnă că AM e perpendiculară pe DB. Da? Sublinie. Lăsăm așa. E de altă parte. DB-ul perpendicular pe ABCD. Așa. De fapt că e prisma aceea dreaptă. Nu știu ce înseamnă că DB e perpendiculară pe ABCD. A planul ABCD. Avem că am pe perpendicular pe DB. Am pe DB, sau nu e permis să spunem DM e perpendicular pe AC. Da. DM perpendicular pe AC, care e o dreaptă, AC-ul asta este o dreaptă inclusă în planul ABCD. Pentru că DM e perpendicular pe... Conform teoremei celor trei pe noi. Da? Teorema da. Celor trei perpendiculare. Rezultă că D prim M perpendicular pe AC. D prim M pe AC. Altfel spus pe AM. În paranteză, da? O spun pe AC, o spun pe AM, care e... D prim M perpendicular pe... Ai spus tu, D prim M pe AC. Bine. I-am zis AM. Și acum îl iau pe astea două. AM, am așa. AM perpendicular pe D. AM perpendicular pe D. AM perpendicular și pe D prim. AM perpendicular pe D. Rezultă de aici că AM este perpendicular pe planul D pe prim B, ca tot lucrul. D prim B e M, nu? Dacă vrei sau dacă nu, D de prim B, B prim. Da? D prim B, B prim B. Și dacă e perpendicular pe AM, asta înseamnă că AM e egal distanța de la punctul A la planul D, D prim B prim B. AM e chiar distanță. Și atunci AM, rândul de AM, e egal cu jumătate din AC. Da. Și AC... AC pe 2. Și AC este latura radicală din 2. Adică 2A radicală din 2. 2A radicală din 2 supra 2. Facea radical din 2.
Deci arma de cale întâi este distanța de la un punct la punctul al altul. Ce? Cu ce ne-am ales? Hai să ne uităm. La area și la volum a fost banalitate. Cu ce ne-am ales aici? Povestește tu, Maria. Cu ce ne-am ales din problema asta? Să vedem care e perpendiculară dusă din... Asta, cum să zic. Perpendiculară dusă din punctul A pe plan. Unde pică? Eu aș fi observat de la până început că planul de prim, pe prim, este perpendicular pe planul base. Deci de prim, de prim, e perpendicular pe planul base. Știți de ce? Pentru că D de prim integral pe ABC, B de prim integral pe ABC ca un sau cu comuna M, adică... Sigur, dar sunt paralele. Da, și de ei, asta era, trebuie să vedeam că AM e înălțimea, nu? Da, deci A, AM e... Dreapta comună loc, mai multe care sunt. DB, cele două plane se investitează după DB, da? Cele două plane se investitează după DB și atunci A, M fiind perpendiculare pe dreapta intersecție, plane fiind perpendiculare, e și asta la îndată. Dar mai frumos a fost acționamentul când D de prim perpendiculare, de aici a dus și așa, s-a văzut eroare cele de perpendiculare. Exact. Place ochiului. Da? Nici cealaltă, dacă o făceați, nu era greșită. Da? Nu e bine să fie amestec și teorema fațelor 3 perpendiculare, ca asta o să spui. Deci trebuie bine, bine înțeleasă, teorema directă și cu reciprocime. Da? Teorema directă și cu reciprocime sale, că foarte des se întâmplă. Mai ales una de reciproce, cea de-a doua, despre perpendicularitatea adusă dintr-un punct pe un plan, vorbește. Nu? Și tu deseori ai nevoie de reciproca aceea. Asta e perpendicular adusă dintr-un punct pe un plan. Deci acolo, dacă perpendicular pe dreapta din intersecții și planul perpendiculare, acolo este rapid. Da. O să vedem alte probleme. Da, deci la fiecare stăm un pic zăbovit, cu minute. Aici mă revistă pe M, care sunt lui important? 9 de la pagina 76. 9 de la 76, care sună așa, important. Da? A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, dar este o prismă patru-patelă regulată. O prismă patru-patelă regulată. A, B, C, D. A, B, C, D. A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Prisma, patru latere, regulă. AB egal cu radical din 2. AB egal cu 8 radical din 2. A, prim egal cu 6. A, prim egal cu 6. Calculați. În concluzie, lungimea diagonalei AC prim. Mai multe întrebări? Da. Am AC prim. AC prim egal cu întrebare. B, area laterală și volum, prisma. Area laterală și volumul. Și ce? Distanța de la vârful A la dreapta C'O. C'O. Unde O este intersecția lui AC cu BD. AC intersectează BD, mă? AC intersectează BD. Iar cum spunea normal de punctul O. Asta să facem și noi. Deci o să... o primă patru-ateră regulată, deci baza din nou pentru A. Și... A, B, C, D. A prim, B
Ce prindere? Și avei un radical din noi, un radical din noi, a prim este 6, a ce prim, a ce prim, diagonala, prima întrebare. Deci a ce prim ar veni așa, da? Am dus un pic curbate ca să nu mă supracu pe acolo. Păi e egal cu radical din H pătrat. Știți că era A la a doua, adică H pătrat ori 2. A 2 AB la, da, 2 AB la pătrat. Așa e mai egal. Hai să ținem minte așa, că diagonala, dacă sunt cele trei dimensiuni la o prismă, adică X, Y și H, adică lungimea, lățimea și înălțimea. Așa ținem minte. Dacă A, T și A, B erau egale. Sunt egale, da, tot mă ajut acolo. Dar țin minte așa, cele trei dimensiuni la care ai rate bun, atunci diagonala este radical din ăsta, el pătrat plus el mare pătrat plus H pătrat. Dar nici ar și necat, nu? Uite, când unesc așa, uite așa, dacă am unii. Asta, AC, e într-un triunghi tonic. Și asta e L mic, L mare, și asta AC prim pătrat, este L mic pătrat plus L mare pătrat. Și pe mă duc în triunghiul C prim A, C, și ea lucrează pe teagora. Asta e H, și vine H pătrat plus asta la pătrat, adică plus el mic pătrat plus el mare pătrat. Din cauza astea. Deci nu încercați, cu cât faceți mai multe legături, cu atât voi vine este mai ușor. Dacă ții minte formula asta mecanic, o ai foarte bine. Dar dacă tu ai înțeles de unde vine, că cele trei pătrate adunate, adică asta la pătrat, plus asta la pătrat, plus asta la pătrat, și motivul pe triunghiul acolo de tunic, atunci, ai înțeles de ce? Și dacă e pătrat jos aici, înseamnă că L mare egal cu L mic. Și atunci D va fi egal cu, nu? Radical din, de două ori L mic, de două ori L sau AB, AB la pătrat, că e asta pus asta, plus cealaltă dimensiune, adică A prim la pătrat. H pătrat care este la noi la A, A prim la pătrat. Și la un radical din de două ori, avem un radical din 2 la pătrat, 64, 2, 128, plus A prim care este 36 și egal cu radical din 256 plus 36 292. Asta este deo. Radical din 292. Nu cred că e pătrat perfect. Lăsăm așa. Eventual, dacă putem face descompunere, face descompunere. 289. Eventual mergi prin 2, vezi dacă acolo poți mai, să... Mai este ceva, da. Da. 128 ăsta are 3, 6, iarăși 4, 9. Deci are descompunere. Hai să vedem. 2, 9, 2, fiind aici la matematică, facem descompunere. Deci 2, 1, 4, 6, 2, 7, 3, 73, cam așa îngheață, nu? Așa, 73. Cam prim, bănesc, da. Nu nimic tot. Cât ori că-ți fac 73? Nu. 72, da. Și atunci vă spun egal mai departe cu radical din 4 ori 73. Adică 2 radical din 73. Iată forma pe care o pot lăsa. După aceea are lateral și volum. Păi, da, are lateral, atunci... Deci are lateral.
înseamnă suma animal fețelor. Da. De data asta, fețele sunt toate a... De 4 ori are unei singure fețe. Deci 4 ori aria lui A, B, B, prima, prim. A, B, B, prima, prim. Înțelegi cât material mi-ar trebui să... Îmi vedesc eu pe exterior, asta e treaba laterală. Și de face de 4 ori, ori are lui A, B, B, prim, A, prim, care îi 8 radicale în 2 ori 6, 6 ori 48, da? 48 radical din 2. Și face 6, 4 ori 32, da? 32, 2. 4, 4, 6, 192, radical din 2. Volumul. Face area base, ori lățimea. Deci e pătrat, adică 8 radical din 2 la pătrat, ori 6. 128 ori 6. 768. Asta este volumul. Hai să reducem acum la distanța de la A la C prim O, unde O este AC intestac BD. Adică AC intestac BD aici este punctul O și distanța de la A la C prim O. De la A la C prim O. Reducem înălțimea din A pe C prim O. Din A pe C prim O. N-ai vrea să facem o figură deoparte? Da. Uitați, să zicem AC așa. AC. CC prim. CC prim. C prim A. O e la mijloc, mijloc aici. O. Deci cum e, da? Și acum unim pe distanța de la A la O, C prim. Da? Deci vă luați de multe ori așa de o parte figura, ca să vedeți că acum arăta, că așa acolo unul nu se vede. Nu se vede tot. Acum are înălțimea de la A la C prim. Și ori e pic înălțimea are. Vedem dacă e trebuie să știe la mijloc. Da, așa adică, nu? Hai. Așa adică, înălțimea, tu așa o vezi. Adică ai lucrul ăsta cât ăsta, nu? Păi A, O, e pe perpendicular pe ce prim. A, O. Pe O, ce prim. A, O, pe? O, ce prim. A, O, pe O, ce prim. Pe O, ce prim, prim, pe perpendicular. Eu știu că, eu știu că e perpendicular numai aici, zic. Ce o la lângă a mine? Păi cum să fie de la... Ducem în ție, în tot ce e. Da, unde îi duci? Unde duci? Unde? E așa, vă rog, trebuie să fie perpendiculară. Deci din alt perpendiculară, de aceea prin perpendiculară. Pe A, A, pe C prim O. Așa de distanță, la A, la C prim O. Deci din A, perpendicular, pe C prim O. Unde o duc? Unde? Știm că A, B e o traiecta din 2. A. Că B, C e tot o traiecta din 2. Deci A, C este 2 ori 64 ori 2. Deci A, B e o traiecta din 2, B, C e o traiecta din 2. Știm că A, C toate. A, C toate este... 256 L radical din 2, adică L 8 radical din 2, ori radical din 2. Da. Și 8 ori radicalul radical face 2, 8 ori 2 e 16. Deci AC toate e 16. Da, radical din 256 e 16. AC pe 2, radicalul 8, au 8, egal cu AC pe 2. Și egal cu 16 pe 2, egal cu 8. Da. AC prim am aflat-o. Deci, 2 radical din 73. A, 8. AC prim am aflat-o mai devreme. 2 radical din 73.
2 la Italia 73. Putem să facem teorema la A8. Cât a zis la A8 este 8. Ce primul pot afla? Da, teorema lui Pitagora. Ce primul? De unde? Mă duc, eu vreau să mă duc între lui ce primul C. Ce primul C. Da. Ce primul știu de 6. Da, da. Ce primul de 6 și ce o de 8. Ce o de 8. Atunci asta o afla la tine. Cât face? 64, da, 10. 10. Deci asta se numește Pitagora și 10. Deci a o știu. În triunghiul A, O, C, prim. Știu toate laturile. Prin teorema lui Pitagora și mai facem și prin teorema distanța lui... Da, prin teorema lui Pitagora. Lui Heron. Formal de Heron, da. Și apoi A, M, O, R, O, C, prim pe 2. Și are pe două căi, cum ar fi. Are pe două căi, cum ar fi. Deci nu contează de care. Nici nu mă interesează, dar de e vorba, că atunci am vedea totuși. Tu undeva? Pe undeva, tu unde? Tu ai zis la mijloc. Greșit. Știți, spuneți, bine? Hai să zici, mașa. Pica afară. Pentru că ce mai lucru nu mai copii. Pentru că ce mai lucru. O prelungesc. Și că asta e distanța la un plot, dreaptă într-un plan. Vă spunem un plan, ce prima ce. Dar nu, nu puteam, nu ne era de folos să o știm exact. Însă ca idee, unde pică, trebuie să înțelegi că așa trebuie căutate. Da? Asta este, ne fan. Da, noi ne ducem area triunghiului. Deci area triunghiului A, O, A, O, A, O, C, prim. Egal cu radical din F, pe lângă F minus A, pe lângă P minus B, și pe lângă P minus C, unde B este semipermetric. B este A plus B plus C, cele trei laturi adunate, supra 2. Și ar fi în cazul nostru, P egal cu 8 plus asta, 10, 18, da? Plus 2 radical din... Pe 2 și... Da? Deci vine 8. Plus și radical ce-am știut. Păi, 9 vine mai Miruna. Cu 8 și cu 10, 18. Pe 2 fac 9. 9 plus radical din 73. 8 cu 10, nu? Da, 8 cu 10 faci 18. Da, pe 2, da. 9. 9. Plus radical din 73 este P-ul. Și dacă este așa, egal cu radical din 9 plus radical din 73. Pe lângă P minus 8. Adică 9 plus radical din 73 minus 8. Adică face 1, pe lângă 9 plus radical din 73 minus 10, pe lângă 9 plus radical din 73 minus radical din 73, nu? Minus cealaltă, 2 radical din 73. Deci 9 plus radical din 73 pe lângă radical din 73 plus 1. Da. Pe lângă 9 plus radical din 73, pe lângă... Minus 10, minus latura cealaltă. Dar nu trebuie să colectăm și acolo la semiperimetru? Adică? Cu 2 radical din 73. Păi, adică când am adunat așa, 8 și cu 10, 18 și cu 2 radical din 73. Pe 2 îl scoți în faptul, ca să țin pe cu... Și atunci nu mai apare, apare 9 plus radical din 73. Asta e, ce e pe lângă? 9 plus radical din 73 și am zis P. 9 plus 73 pe lângă. 9 plus 73 minus o latură, 8. 9 plus radical din 73 minus 10. Pe lângă 9 plus radical din 73 minus 2 radical din 73. Minus 2 radical din 73. Și minus radical din 73 plus 9, nu? Deci va veni 9 minus radical din 73, da? Da. 9 minus radical de 73. Păi și 9 plus radical de 73. Așa, 9 plus radical de 73 cu 9 minus radical de 73 e 73. Deci va vine egal cu radical din 9 plus radical de 73 face 81.
Da. Deci în 1973. 78. 8. 8, da? 8. A făcut testa cu ăsta. Și 73 minus 1, 72. 73 minus 1 în afară? Radical de 73. Dar radical de 73 minus 1, radical de 73 plus 1. Așa face. Păi nu, radical de 73 plus 1, pentru că radical de 73 minus 1. Așa. Are rezultate și face 73 minus 1. 72. Ori 72. 872? Da. Dar acum 8 ori 9, 72. Da. Deci 8 ori 9, dar stai și 9 iese. 3. Deci 8 ori 9, 24. 8 ori 3. 24. 8 ori 3, 24. 24 este aia. Bun. Și acum mai facem de la aia. Pe de altă parte, aia triunghiului A, O, C, prim, este baza A, C, prim, O. A, O, ori O, C, prim? A, N. Nu A, O. A, N. Aceea, distanța. Baza O, C, prim. Păi aia nu-i triunghi, acolo gândesc că sunt pe baza. Da, dar e ca o, la nu-i înălțime acolo. E form, asta e povestea, Vlade. Că de el a zis că au o arfinanță. Și care e distanța? A, nu. A, și acum zic că e baza. Are triunghi baza. Ori orice prim. Ori înălțimea, ori an. A, nevoinia. Ori orice prim, nu? Ori o, ce prim, da. Așa. Supra 2. Deci e ca orice prim, hai să zicem așa, orice prim. Ori înălțimea, așa. An. Supra 2. Și e ca orice prim, care o știu, orice prim. 10. 10. 10. Ori an, pe care nu știu. Supra 2. Ce se zică? Așa și 5 ani. De unde scoatem că 5 ani, 5 ani, e egal cu 24. Adică ani, e egal cu 24, supra 5. Asta e distanța de la... 4,8. Păi și la noi, tot așa, 4,24 ori. 5 și 40 de ori. Iată la mine, nu ne-a dat ca ei, dar au greșit ei numai. Bun. Mai revedem cu ce ne-am ales. Care sunt lucrurile importante cu care avem probleme? Deci o prismă, patru rate regulate, din nou bază în doctorat. Mi s-a cerut diagonala. Ne alegem cu ideea că diagonala aceea la pătrat, pătratul diagonalei, este egal cu suma pătratelor celor trei dimensiuni. Suma pătratelor celor trei dimensiuni. Da? Da. E bine, dar nu la întâmplare, am insistat și v-am spus de unde vine chestia asta. Că e pătrat la noi, înseamnă că două dimensiuni sunt egale și particularizăm acolo și povestea este foarte clară. Ne s-a cerut să aflăm are lateral și volumul. Asta a fost o chestiune simplă. Am avut ceva dificultăți cu distanța de la A la C prin O. Să recunoaștem asta. Pentru că la prima idee, cu toate că v-am scos deoparte, vreau să insist acum pe chestia asta. V-am scos deoparte pentru a vă ușura treaba. Da. Și voi ați zis că O ar fi. O în mijloc și zice că complet aiurea. Zicem că A nu, dar nu în mijloc, dar zicem că A nu e perpendiculară, chiar și înăuntru, că nu putea să ne scoate, nu era așa intensiv. Nu, taci din gură, nici nu mai spui că pică înăuntru, nu spui nimic. Nu? Exact. Păi, dacă ai făcut figura și te frământă să o arăți și merită să o arăți, atunci arăți așa. Dar mai spun de ce? Dacă nu, pică unde vrea, dar nu arăți așa. Deci nu arăți în interior, mă arăți așa aiurea, că zice, nu știi nimic despre ce s-a distanța la un punct la o dreaptă, într-un plan. Ești în plan. Nu mai ești în spațiu, ca să zici că pică acolo. În spațiu ești nevoie să spui cum că ăsta e 90 de grade. Că n-ai ce face. Și că ăsta e 90 de grade. Că îți dreptul în gândărea. Dar în plan, aici trebuie să puntezi exact. Pică în afară. Eu triunghi, obtus unghi, minunat, triunghiul ăsta. Asta e mai mare decât 90.
Și atunci l-am ținut pic în afara trenului. Deci asta a fost chestiunea. Și că nu pot afla concret, dar am putut să aflu latul, de iată al doilea moment important, am putut afla latul de din triunghiul de triunghi și pe acolo ce treabă am făcut noi și am reușit, pierdere formulă Heron, are pe două căi. O dată aria făcută așa cum am văzut și apoi aria văzută și că vazul înălțimea supra doi. Și cele două aria lucrate de dus spre an final, an se găsește. Da? Sunt două, trei lucruri importante aici. 7 minute mai avem, mai țin eu o problemă, dar doar 7 minute mai avem. Dar 7 minute doar să discutăm. Hai să ne facem un proiect. Da. Și discutăm asupra ei. 7? Și tu, Maria? 8. Adică 9, nu? Da. O, nu cred. 9, 7. Cateți. Nu faci timp. De ce mai întâmplă? Da. Păi, mai întâmplă, mai spune ce așa. Tine, cu alții de unde? Da, am discuție cu alții. Da, unde? Unde? Unde e creditare? Unde e ești? Nu te am scris aici 0 și minus 3 și când am pus am scris 0,3. Păi și ce? E vina profesorului sau altă? Nu, nici să mai comentezi. De ce probabil? E vina ta. De acolo, acolo e fost mea. Dar tu de ce era 7 ani? Nu ne-am mai greșit, mă. Păi ce te-am întrebat dacă am vrut să nici atât? Da. Dar de față, de ce? Trebuie ca să ne știi toată. Da, de voie, mă, de aici, da, de voie. N-ai nicio scuză. Păi, da. Păi, da. Dacă am eu una, zi, tu, Adi, unde e greșit? La punctul 4 și la 5, că din două puncte e luat de un punct la fiecare. A, deci și la 5? Da. Uite, dar trebuie mâine aduc testul să facem că dacă nu știu, de ce am avut? Da. Mă, dar cine e sincer, mă, când te întrebă? Păi nu, el așa zice, parcă... Dar nu îl răspunsește la nimic. Păi bineînțeles, mai rău faci. În final, na, la terminarea următoare, lucrurile se desconspiră. Doamne, ești acolo și nu a fost exact. Casa, a fost dincolo, nu știu ce, că... Îți asum, îți am zis și eu, îți asum, tu ai greșit, nu profesorul. Sigur, sigur. Nu... Că ce m-a punctat. Da, că, exact. Că am pus minus 3, de ce nu m-a punctat? Cum ai dat? Da, și în continuare, de ce nu ai făcut corect? Da. Da. Cel care a făcut corect perfect, exact. Face, se distanțează de tine. Normal. Și atunci asta e. 17 la 76. Să zicem ipoteză. A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim. Prismă, triunghiulară, regulată. A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim. Prismă, triunghiulară, regulată. Triunghiulară, regulată. A, B, egal cu 12 radical din 3. A, B, egal cu 12 radical din 3. A, prim, 18. A, prim, egal cu 18. Calculați. Aria totală și volumul prismei. Aria. Aminta. Da, da. Aria totală și volumul. Distanța de la D, distanța de la B la planul B' AC. De la B la? Planul B' AC. B' AC. Și la C, determinați măsura unghiului format de planele. Măsura unghiului format de planul B' AC. Prim A, C. Și B, A prim, C prim. B, A prim, C prim. Da. Da. Deci facem repede o, în, o primă... Triunghiulară. Regulată. Asta a trecut sau nu, asta, asta o să se vede direct acum, mă rog, fiindcă asta nu se vede. Și, iată, A, B, C, A prim, B prim, C prim. Deci A, B, C, A prim, B prim, C prim. Baze triunghi echilateral. Da, baze triunghi echilateral. Ce știu? Are de 12 radical din 2, 12 radical din 3, toate sunt 12 radical din 3, și a prim de 18. Are și volumul, volumul. Are și volumul, e o banalitate, iar a triunghiul de jos, afară triunghiul, dar nu știu formula așa ceva. Mă duc, înălțimea, desenetul triunghi o parte, tot insist
Distanța de un profesor mai bine face. Așa, asta e simplu. Da. Imediat. Numai vreau să insist și pe formulă. S-ar putea să folosească formula A egal cu el pătrat radical de 3 pe 2, să zic. Uh-huh. Sau pe 4, nu știu, nici eu nu știu foarte bine. Că nu mă frămân să țin minte. Dar dacă știu că asta e L, aici într-un ghetat era un pic la mijloc. Asta e L pe 2. Asta e deci o pătă afla prin Pitagora, nu? Da. Că e L pătrat minus L pătrat pe 4, la ce ajutor 4 L pătrat minus 3 L pătrat pe 4, radical din vine L radical de 3 pe 2. Deci asta este L radical din 3 spre 2 înălțimea. Și atunci baza L ori înălțimea, ori L radical din 3 pe 2, totul supra 2, îmi dă el pătrat radical din 3 pe 4 formula. Ați văzut dacă poți folosiam el pătrat radical din 3 pe 2, când aveam eu așa strecurat în minte formula? Nu era bun. Corect este el pătrat radical din 3, cât mi-a luat să o arăt? E că se folosesc, cum să spun, greșit formula, mai bine o revăd acum și am făcut corect. Are bază o înălțime asupra 2 la 2. Înălțimea se știe, da. Distanța de la B la plan la prim, B prima C. De la B la planul, B prim A C. B prim A C. Asta este, da? De la B? De la B la planul, B prim A C. Păi de ce e perpendicular de limită? Distanța de la B la planul A, B prim A, C. B prim e perpendicular pe B prim C. Nu e perpendicular pe AC. B prim e pătrat pe planul de jos. Da. Pe ABC. Și pe AC. Adică pe AB, pe BC și pe AC. Deci distanța de la B la planul AC, B prim. Perpendicular pe AC. Aș vrea să vă ajut un pic timpul impresionat. Da. V-aș întreba, ați putea afla volumul piramidei ABC B'? ABC B'? Piramidă. Volumul unei piramide nu am făcut. Nu o să văd. Vedeam o soluție rapidă acum. E area bazei ori înălțimea supra 3. E o treime din volumul prisme. Sunt trei prisme într-o singură... trei piramide într-o singură prismă. Dacă așa stau lucrurile, că e ce v-am spus eu, înseamnă așa AB ori BC. Adică area bazei, triunghiul ăla echilateral, o faceți când nu-i mare preță, nu o faceți repede. Ori înălțimea BB prim supra 3. Și răsturnați piramida să stea pe planul ACB prim. Și aceeași prismă, aceeași piramidă este area bazei, când stă pe ACB prim, ori înălțimea, unde pica, să fie sănătoasă. Volum pe două căi. Exact ca area pe două căi. Area pe două căi la triunghi. Aici e volum pe două căi. Volum odată aflat stând pe ABC, și pe urmă, l-ai culcat, aceeași piramidă este stând pe planul AC, pe fața C. Da? Și atunci pică undeva, să fie sănătoasă, nu mă frământă nimic. Da. Și pe două căi ai făcut problema. Nefiind la momentul acesta acolo, trebuie alte soluții, alte idei. Pentru asta, întrebarea este unde pică înălțimea din B pe planul acesta. Pe
Pe planul A, B, C, B prim. Unde pic? Cum este triunghiul AB? Ce am spus? Echilateral. Aș putea duce perpendiculara din B pe AC? Da. Și fiindcă unde? Fiind în triunghiul. Chiar în joc. Deci mână. Așadar, BM e perpendicular pe AC. Da. Adică AC e perpendicular pe BM. AC e perpendicular. Vă spun că BM e perpendicular pe AC, oare că AC e perpendicular pe BM. Unde sunt și pe A prim? Mă. AC e perpendicular și pe BB prim. AC e perpendicular și pe BB prim. Deci AC e perpendicular pe planul B prim M P. Da. Și atunci AC... Dar în primul rând pe asta, una pe... Stai, acum începem munca. Da? Deci noi vrem distanța de unde? De la... B pe planul B prim. Așa. Distanța aceea, planul A, B prin C. Da. A, B prin C. Și cu planul B, M, B prin. Da. Ele sunt ce fel de... După ce dreaptă se intersectează planul acesta? M, B prim. După M? B. M, B prim. Corect. Și acum reciproca a doua a lui Tales. A lui Tales? Reciproca a doua teoremă celor trei perpendiculare. Da, nu știu. E de dreapta comună. Deci, când vrei să afli distanța de la un punct la un plan, că asta e la acolo, de la un punct la un plan, reciproca aceea. De la punctul care a venit la B, La planul A, B prim, C prim. Da. E de fapt înălțimea adusă din B în triunghiul B prim, M, B. Înălțimea adusă, că planul M, B prim, B, pe planul acela A, B prim, C, am zis că este perpendicular acolo, da? Deci, întrebarea este asta. În unde pică înălțimea din B pe B prim M? Acolo. Acolo e distanța. În triunghiul ăsta B prim M. Pică M. Unde e dreptunghi triunghiul ăsta? B prim M B. Este de M pică punctul B. Așa. Deci B prim B și M, așa, da, M. Deci, unghiul ăsta este drept. Eu vreau să duc înălțimea din B. Da? Din B. Și întreb unghiul B prim M, B. B prim M, B. Triunghiul așa arată. B prim, B, M. Așa arată, da? Și înălțimea unde pică? Înălțimea din B. Deci înălțimea...